Are 22 de ani, proaspăt absolvent al Academiei de Poliție și este, am putea spune, asul din mâneca Inspectoratului Județean de Poliție Prahova în materie de criminalistică. Claudiu Călin este pasionat de desen și tocmai din acest motiv poate realiza portrete robot cu o precizie maximă în baza unor semnalamente furnizate. Eu sper să ajute ceea ce fac și să fie folositoare. Am văzut că lumea apreciază asta. Aș putea să ajut prin realizarea unor portrete care în viitor să ducă la identificarea persoanelor după semnalamente. Și de asemenea aș putea să zic că ar putea ajuta și la identificarea persoanelor dispărute cu mult timp în urmă. Aș putea să fac o îmbătrânire facială și să creionez așa cam cum ar arăta persoana în prezent. Talentul lui are o aplicabilitate directă în identificarea persoanelor. Sunt cazuri în care minorii dispăruți după o mai mare perioadă de timp pot fi identificați implicit prin munca lui, pentru că datorită talentului și datorită pasiunii pe care o are, poate aduce probe în plus. Ne putem imagina, el își imaginează efectiv cum arată subiectul un pic mai departe în timp, după o anumită perioadă. Ne ajută prin faptul că ne expune direct imaginea îmbătrânită a subiectului. Claudiu a învățat singur să facă schițe sau portrete. Acesta a terminat liceul de artă din Slobozia, însă la profilul uman. Pasiunea a apărut în liceu, când m-am enervat într-o zi, ca să zic așa, și am intrat pe internet, am căutat câteva detalii despre portrete, câteva tehnici de bază, am urmărit niște filmulețe, tutoriale pe YouTube, unde am descoperit câteva lucruri la fel esențiale și pe urmă am început să creionez pe hârtie. Poate că la început nu erau cum aș fi vrut eu să fie, dar exersând, am reușit în final să duc la capăt un portret, ca să zic așa. Având în vedere că este un coleg nou, am fost surprins de pasiunea pe care o are. Totuși, pasiunea pe care o are ne ajută sau ne poate ajuta foarte mult datorită faptului că are aplicabilitate directă în activitatea criminalistică. Are peste 100 de schițe sau portrete făcute. Pe cele mai multe le păstrează, pe altele le-a făcut cadou. Claudiu face și artă digitală. Dincolo de pasiunea pentru artă, tânărul a avut și pasiunea pentru uniforma polițistă și a dorit să devină criminalist. E o meserie mai dură, poate și de aceea merită și atenția arta. E, chiar dacă se lovesc cap în cap, aș putea să spun că mă liniștește arta și mă ajută. Este o muncă destul de grea, dacă nu foarte grea, mai puțin cunoscută de publicul larg, ca să zic așa, dar, ca și în cazul lui, mulți dintre noi sunt oameni pasionați. Micile detalii pot schimba de multe ori cursul anchetei. Claudiu vrea acum să învețe să picteze, printre picături, întrucât meseria de criminalist îi ocupă tot timpul.